Conform cifrelor oficiale publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, România a reușit performanța istorică de a avea cel mai mic șomaj din ultimii 30 de ani. Rata șomajului a coborât la 3,19%, record atins în luna martie 2019. Interesantă, dar deloc surprinzătoare este structura șomajului după nivelul de instruire al șomerilor. Astfel, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM, procentul acestora fiind de 33,20%. Șomerii cu nivel înalt de instruire reprezintă 4,76%, iar cei cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 31,20%.